prima predică a Domnului Iisus, primul mesaj amplu, care știți că este scris în trei capitole. Și predica asta, predica de pe munte, de fapt, nu a fost numai pentru ucenicii Domnului Iisus. De fapt, mesajul era pentru toți oamenii care îl urmau. Deci Domnul Iisus, după ce a fost ispitit, după ce a mers pe Marea Galilei și a strâns ucenicii, s-a urcat pe munte și l-au urmat mulți oameni. Și atunci el începe predica lui în felul următor. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. De fapt, despre asta și vreau ca să vă predic în această zi. Asta am vorbit cu femeile de la penitenciar azi. De fapt, ce vrea să spună Domnul Iisus când zice ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Deci, de fapt, în acest verset Domnul Iisus arată o categorie de oameni, oameni săraci în duh. Expresia asta, săraci în duh, înseamnă dicționarul de cuvinte grecești de următoarea definiție. Deci, persoana săracă în duh este o persoană care își vede complet neputința de a fi plăcut lui Dumnezeu. Deci este o persoană care îngenunchează la Dumnezeu și cerșește milă, pentru că ea este o persoană care înțelege că cu forțele proprii, cu faptele sale, nu poate să fie plăcută lui Dumnezeu. Și interesant că Domnul Iisus îi spune la categoria asta de oameni două lucruri, spune în aici, că oamenii ăștia o să fie fericiți, unu, și doi, zice, a lor este împărăția cerurilor. Ce poți vrei omul mai mult? Cred că fiecare din noi își dorește să fie fericit și să intre în împărăția cerurilor. Și vă dați seama că Domnul Iisus începe cu această predica sa, dar totodată, dacă să luăm în contrast cu oamenii săraci în duhul, sunt oamenii mândri. Deci omul sărac în duhul înțelege că el nu poate să-l satisfacă pe Dumnezeu cu faptele lui, cu ceea ce este el, și înțelege că doar Dumnezeu este cel care poate să-l schimbe și înțelege nevoia de a fi în prezența lui Dumnezeu. Omul mândru, de obicei oamenii mândri sunt oameni care nu au nevoie de Dumnezeu sau își atribuie lor tot ce aici fac. Eu am făcut asta, eu am realizat asta, eu am realizat asta. Am întâlnit oameni care zice, unde e Dumnezeu? Oare nu eu cu mâinile mele ne-am făcut casa? Oare nu eu cu mâinile mele am făcut asta, am făcut cu tare, am făcut cu tare? Deci cei ce spune că omul mândru, el nu are nevoie de Dumnezeu. Unii spun, alții nu zic. Unii zic, afirmă, alții nu zic. Cei care afirmă, noi știm că și numim atei. Unii oameni nu afirmă, dar nu recunosc pe Dumnezeu. De asemenea, oamenii mândri sunt oamenii religioși. De multe ori întâlnim în Biblie, Domnul Iisus vorbește despre farisei și zice că sunt oameni religioși care se mândresc că sunt mai buni decât cei necredincioși prin felul că au închinare, prin felul cum trăiesc. Și sunt oamenii mândri sunt oamenii care se compară cu alți oameni. Compară slujirea lor cu slujirea altora, totdeauna. De ce zic de farisei? Pentru că imediat aici, în predica de pe munte, Domnul Iisus, după ce spune lista de fericiri, la versetul 20 spune așa, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci Domnul Iisus adună oamenii îl urmează, erau noroade, erau ucenici, erau oameni care au auzit despre unul Iisus care face minuni, au auzit că El își adună echipă ca ceva să facă și sunt oamenii care îl urmează. Și Domnul Iisus la toți oamenii ăștia nu se adresează direct ucenicilor sau noroadilor, la toți le zice, dacă neprihănirea voastră nu o să întreacă pe aceea a fariseilor și a cărturarilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Foarte categoric. Nicăieri în Biblie nu o să întâlnim o categorie de oameni în care Domnul Iisus fie atât de categoric. Și dacă să vedem, ca să înțelegem mai bine lucrul ăsta, vreau împreună să deschidem primul pasaj care m-am gândit, este Luca capitolul 18.
Luca, capitolul 18, versetele 9 la 14. Și aici este redat o pildă de Domnul Iisus. Cred că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, dar vreau să-i dau citire. Deci Luca, capitolul 18, versetul 9 până la 14. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioala din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înalțat. Citind această pildă, îți dai seama de ce Domnul Iisus atât de categoric vorbește despre farisei. Hai să vedem câteva lucruri care aflăm despre fariseul care l-a dat Domnul Iisus în pilda aceasta. Zice, primul lucru, iarăși să vedem cui adresează Domnul Iisus pilda asta. În versetul 9 spune așa despre cei cărora le vorbește Domnul Iisus. Și spune despre ei că sunt oameni care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Deci Domnul Iisus dă pilda asta oamenilor care se cred singuri neprihăniți și disprețuiesc pe alții. Dacă citim în context mai înainte, vedem că discuția asta are loc între farisei și Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune că oamenii ăștia se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți, aveau o neprihănire a lor și disprețuiau pe ceilalți. Și mai departe redă următoarea situație. Oamenii se ridică la templu și se închine lui Dumnezeu. Și noi azi ne-am adunat toți împreună, fiecare cu diferite specialități, fiecare cu diferit statut social, fiecare, dar toți ne-am adunat cu un scop, să ne închinăm lui Dumnezeu. Iată aici vedem două persoane care s-au adunat să închine lui Dumnezeu. Numai că felul lor de închinare a fost diferit. Vedeți, fariseul zice, tare am fost șocat să văd. Deci fariseii sunt oamenii care cunoșteau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, care recunosc autoritatea lui Dumnezeu. Uitați-vă, el începe, mulțumesc, zice, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Deci el fiind fariseu, el înțelege nevoia de a mulțumi lui Dumnezeu. Numai că uitați-vă pentru ce îi mulțumește. Zice, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Deci el în mulțumirea asta care o spun lui Dumnezeu, de fapt el arată dispreț față de ceilalți oameni. Deci el zice, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Dar de multe ori m-am întrebat, Doamne, dar ce am meritat eu că să mă nasc să văd? Mă uit la frații orbi și câteodată mă gândesc, ce am meritat eu că eu văd și ei nu văd? Sau gândindu-mă acum la persoanele astea cu dizabilități, ce am meritat eu că sunt pe picioarele mele și alți oameni sunt așa cum sunt? Vedeți, fariseul zice, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Și în categoria asta spune, hrăpăreți, nedrept, prea curvari. Deci începe de la cei ce se întâmplă în afară, zice, nu sunt lacom, nu sunt hrăpăreți, nu caut bani, dar în altă parte citim, dacă ne uităm la Luca 16, tot despre farisei, la Luca 16 cu, îmi pare că cu, acum vă spun, așa, la Luca 16 cu 14 despre farisei spune așa, că ei erau iubitori de bani. Acolo spune, eu nu sunt hrăpăreți, dar aici zice că ei erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea despre care vorbește Domnul Iisus și îl batjocoreau pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus le zice, voi căutați, la Luca 16 cu 15, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor,
Dar Dumnezeu vă cunoaște inima, pentru că ce este înălțat între oameni este o urciune înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, Domnul Iisus știe foarte bine categoria aceasta de oameni. Și fariseul zice că eu nu sunt cateț, nu sunt hrăpăreț, nu sunt nici lacom, nu sunt nici prea curvar. Și apoi se uită în jur, în biserică, la templu, și zice, nu sunt nici ca asta. Nu știu dacă v-ați comparat vreodată cu altcineva. Și nu numai decât în lucrurile rele. Uneori poți te compare în slujire, alteori să fii invidios, că unul îi reușește să facă anumite lucruri, ție nu. Și interesant, zice, eu nu sunt ca omul ăsta. Vedeți, în omul ăsta este o mândrie. El este mândru. El zice, nu se compară cu alții. Deci el totdeauna, de fapt nu că nu se compară, el se compară cu alții, se vede mai presus decât alții și zice, nesocotește el alții. Dar vedem că omul ăsta este destul de religios și putem să-l numim și un om evlavios. Pentru că el zice, eu postesc, eu dau zeciuiala din veniturile mele. Deci, ca să îl vedem pe dânsul în templu la închinare, dacă te uita dintr-o parte, ca și un om îl vezi tare religios. Îl vezi un om, poți spui că și evlavios. Când mă gândesc la evlavii, îmi vine în cap versetul de la 1 Timotei 6:6, unde spune că negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Deci ca să fii evlavios nu-i suficient. Nu cu ceea ce ești tu, dar cu ceea ce face Dumnezeu în viața ta și prin tine. De multe ori noi suntem mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce noi suntem, dar de fapt noi nu suntem nimic. Vedeți, oamenii și ăsta zice, mulțumesc, eu nu sunt ca ei. Dar cine ești tu? Tu nu ești nimic. Hristos zice, numai prin credință în Domnul Iisus Hristos, noi am devenit ceva valoros. Și omul ăsta, el nu vede lucrul ăsta. Lui pare că el are o viață frumoasă, corectă înaintea lui Dumnezeu, chiar și el folosește ca un, nu știu cum să zic, ca o laudă sau ca un tribut, zice, îi faci un fel de, nu declarație, dar un fel de raport. Doamne, uite, eu fac asta, asta, asta. Aprobează-l, te rog frumos. Eu nu sunt ca ăsta, nu sunt ca ăsta, nu sunt ca ăsta. Fac asta pentru tine, fac asta. Sunt un om cu totul neprihănit. Dar el nu vede că, de fapt, prin asta ne socotește oamenii și, de fapt, nu se vede, de fapt, pe sine că este un om mândru. Cât ține de vameș? Interesant. Cred că ați trecut de multe ori vama. Cel puțin așa sper. Eu de multe ori am trecut vama și am întâlnit vameș și nu știu de ce, poate mi s-a creat mie așa părerea că vameș și totdeauna se uite, să zic, cu nasul pe sus, se uite tare interesant la oameni, mai ales dacă te duci în partea asta a Ucrainei, cam rar te lasă vameș ăștia ucraineni fără ca să-ți spui că ce, parcă, poate asta nu e în regulă și nu știu ce. Și inclusiv și în poporul Israel vameșii nu erau atât de iubiți. Dar, totuși, aveau o poziție. Aveau și ei o poziție. Dar uitați-vă atent, omul ăsta, când a intrat în templu să se închine, zice, nu a îndrăznit să-și ridice ochii spre cer. Deci omul ăsta, înțelegând, de fapt, starea lui, el n-avea curaj nici măcar să uite la Dumnezeu. Și, interesant, spune aici, că el se bătea cu pumnul în chept. La noi, de multe ori, nu prea folosim noi expresia asta, te bați cu pumnul în chept, te bați cu pumnul în chept ca și mândrie, de multe ori. Dar am auzit că oamenii își dau capul de pereți că nu știu ce să facă. Știți? Cred că o stare de disperare de asta. Deci asta vreți spus aici, că omul ăsta, zice, în prezența lui Dumnezeu, înțelegând cine este Dumnezeu pentru el, zice, nici măcar n-a îndrăznit să se uite spre cer. Și zice, stătea acolo într-o parte și una zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Deci un om sărac în Duhul este un om care cerșește milă de la Dumnezeu. Pentru că el înțelege că puterile lui proprii, cu ceea ce face el, nu o să poată să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Ai nevoie de mila lui Dumnezeu ca să-i fie plăcut lui. Și nu poți altfel decât numai prin mila lui Dumnezeu. Și dacă vorbim tot de farisei, interesant că Domnul Iisus de multe ori spune,
când oamenii îl urmau, mulți oameni, la Luca 12:1 zice, când oamenii se îmbulzau, se călcau unul pe alt picioare de mulți ce erau, mesajul, primul mesaj al Domnului Iisus zice, păziți-vă de aluatul fariseilor care este, cum îi zice, fățărnicia. Deci păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Deci problema oamenilor este că ei cunoșteau bine cuvântul lui Dumnezeu, ei cunoșteau bine rânduielele, cunoșteau bine legea lui Dumnezeu și totuși, zice, erau fățarnici. Nu în modul de închinare, că dacă ne uităm în Biblie, noi să vedem pe ei ca niște oameni care într-adevăr se închinau lui Dumnezeu, în felul cum înțelegeau ei, dar problema nu era în închinarea lor, ci în atitudinea lor. Ca să vedem, să înțelegem mai bine lucrul acesta, vreau ca să deschideți împreună cu mine Matei capitolul 9. De ce zic că problema nu era în închinare? Și de multe ori problema oamenilor nu stă în închinarea lor, în felul cum se închidă, dar în atitudinea lor. La Matei capitolul 9 ne este dat un alt caz. Matei 9. 9 și voi citi de la 9 la 13. Domnul Iisus propovăduia Evanghelia aici și iată, spune în felul următor. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei. Toți știm despre omul acesta, da? Șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când se dea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Vedeți, dacă să vorbim de farisei, deci farisei erau oameni cu un spirit de observare foarte bun. Am văzut în primul caz când stă fariseul cu vameșul la închinare și ăsta foarte bine se uită și se compară cu cel care se închină lângă el. Aici vedem o altă situație. Domnul Iisus stă la masă cu vameș și ăștia, în loc să vină să-l întrebe cu ce poți să te ajut, cu ce poți să contribui, ei zic, și nici nu-i zic Domnului Iisus, îi zic la ucenici, de ce învățătorul vostru stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Cum a îndrăznit el să stea la masă cu oamenii ăștia? Și interesant le răspunde Domnul Iisus. Ei zice, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Vă amintiți? Ce-a cerut vameșul atunci în templu? Milă. Zice, Doamne, ai milă de mine păcătos. Aici Domnul Iisus zice, le zice fariseilor, duceți-vă și învățați oamenilor care cunoșteau legea, cuvântul lui Dumnezeu, care aveau o închinare înaintea lui Dumnezeu, Domnul Iisus le zice, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, dar nu jertfe. Pe Dumnezeu nu jertfele îl interesa, nu modul tău de închinare îl interesa, ci să înțelegi că tu ești ceea ce ești prin mila Lui. Și atunci, foarte interesant, Domnul Iisus, eu m-am mirat că Domnul Iisus nu-i condamnă. Ei se numesc neprihăniți, au făcut o neprihănire a lor. Domnul Iisus le spune, bun, eu n-am venit pentru voi cei neprihăniți, voi v-ați dat numele de neprihănit. Dar el nu zice, zice, ați făcut lucrul ăsta. Dar zice, bun, voi v-ați dat statutul ăsta, zice, să știți, eu n-am venit pentru cei care neprihăniți, oameni care pretind ca voi să neprihăniți, dar am venit pentru cei bolnavi, că ei au nevoie de doctor. Interesant că Domnul Iisus răspunde totdeauna oamenilor ăștia nu cu acuzații, dar în felul care ei îl înțeleg. Și de multe ori, dar totodată le spune lucrurile pe nume și asta pe farisei îi pune mai mult împotriva Domnului Iisus. Ce vreau să zic? Am spus că sărac în duh este opus cu mândria. Uitându-ne la farisei, înțelegem că sunt niște oameni, fac parte din categoria de oameni care caută să se compare cu alții, care caută să arăte că prin felul lor de trai,
prin felul lor de închinare, cumva sunt mai presus decât alții și ne socotesc pe ceilalți membri. Ar putea zice cineva, eu sunt diacon, eu sunt pastor, eu sunt predicator, eu nu sunt ca sora cutare sau fratele cutare, am o poziție nu știu cum. Nu, înaintea lui Dumnezeu, fiecare din noi are nevoie de mila lui Dumnezeu ca să slujească lui Dumnezeu și ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Și noi, de fapt, cei ce suntem datorită milii lui Dumnezeu. Și mă gândesc totdeauna, am cugetat toată săptămâna la versetul ăsta, ferici de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. De fapt, împărăția lui Dumnezeu este pentru oamenii care totdeauna își văd starea lor păcătoasă și trezându-se dimineața, cer milă și îndurare de la Dumnezeu ca să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Să nu se compare cu unul, cu altul, cu închinarea unuia, cu închinarea altuia, ci ca să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Și atunci când ești plăcut lui Dumnezeu, lucrul ăsta este văzut. Ca să întăresc ceea ce zic eu, că când cauți să fii plăcut lui Dumnezeu, lucrul ăsta este văzut, vreau să vă rog să deschideți la Filipeni, Filipeni capitolul 3. La Filipeni capitolul 3 este prezentarea, sau Apostolul Pavel de fapt spune cine era el înainte, și ce se întâmplă cu el după ce el l-a cunoscut pe Domnul Iisus, după ce el a înțeles că are nevoie de mila lui Dumnezeu, că este ceea ce este prin mila și dragostea lui Dumnezeu. Și aici spune așa, Filipeni 3, hai să zici, de la versetul 6, chiar de la 5, eu care sunt tăiat împrejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, vedem cine era el, fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Banc și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos, ca să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Iisus, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Știți că aici merge discuția, este o laudă în firea pământească. Și atunci Apostolul Pavel intervine și zice, bun, dacă sunt oamenii care se laudă în firea pământească, vă spun și eu ceva. Zice, în ce privește legea? Zice, eu eram fără prihană. Zice, eram fariseu, prigoneam biserica lui Iisus. Eram fără prihană. După închinarea fariseilor, zice, eram fără prihană. Dar toate acestea le socot un gunoi. Din moment ce eu am înțeles cine este Iisus Hristos, din moment ce am înțeles prețul care l-a plătit Iisus pentru mine, zice, eu nu mă mai gândesc la ceea ce am fost, pentru că asta nu mai contează. Chiar dacă, zice, eram fără prihană. Puțin dintre farisei pot spune că sunt fără prihană, dar zice, eu eram fără prihană. Și totul, zice, toate lucrurile astea le-am făcut, le socot, zice, un gunoi în comparație cu cunoașterea lui Iisus Hristos. Zice, în comparație cu dorința de a-L cunoaște și de a mă asemăna cu Hristos, toate lucrurile nu mai contează. Deci, iarăși, anuliez tot ce am fost ca să câștig pe Iisus Hristos. Ca să-L cunosc pe Hristos, eu anuliez tot ce am fost. Poziția care am avut-o, statutul social, nu știu ce, închinarea care am avut-o. Dar cel mai important, că eu îmi schimb atitudinea mea, îmi schimb atitudinea. Dacă până atunci eu făceam ceea ce făceam ca să mă satisfac pe mine, acum tot ceea ce fac eu, fac ca să-L satisfac pe Hristos. Și interesant spune, ca să fiu găsit în Hristos, nu având o neprihănire pe care mi-o dă legea și care este standardizată de farisei, cum am văzut noi până acum, dar pe care o dă Dumnezeu prin credință în Domnul Iisus Hristos. Asta era dorința Apostolului Pavel. Ca în ochii lui Dumnezeu să fie găsit ca un om care are o neprihănire dată de Dumnezeu. De multe ori
Oamenii caută să se compare, caută să, chiar și în rândul creștinilor, să arate că el poate ceva, că și el este să demonstreze cuiva că este și el ceva, ceea ce nu-i corect. Dumnezeu vrea ca noi să fim curați în ochii Lui, să fim curați în ochii Lui Dumnezeu și atunci toți oamenii vor vedea că de fapt noi avem o neprihănire a Lui. Și foarte interesant, Apostolul Pavel, văzând toate epistolele care le scrie Apostolul Pavel, de fapt ne dăm seama și vedem cum îl caută el, sau vedem neprihănirea asta înaintea lui Dumnezeu în toate epistolele scrise de el, în felul cum el slujește, în felul cum el se gândește la alții. Noi putem vedea și spune ferm că omul ăsta într-adevăr are o neprihănire a lui Dumnezeu. Este foarte interesant. Mă gândeam așa și mi-am pus o întrebare. Ce lipsea oamenilor ăștia? Oameni care știau frică de Dumnezeu, oameni care știau legea lui Dumnezeu, oameni care căutau să se închine lui Dumnezeu, oameni care erau disciplinați în închinare. Ce le lipsea lor? Haideți să vedem împreună ce le lipsea. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Romani 10. Este ceva ce oamenilor ăștia le lipsea. Romani capitolul 10. Romani 10. Și eu voi da citire de la 1 la 10. Și spune aici autorul în felul următor. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Într-adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer? Se pogoare, adică pe Hristos din cer. Sau cine se va pogorâ în adânc? Să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea, deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ce le lipsa oamenilor ăștia? Credință, credința din inimă. Zice aici așa, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Oamenilor ăștia le lipsa credința din inimă. Și din cauza asta ei căutau cumva să-L complacă pe Dumnezeu, cu cei ce pot, cu închinarea lor, căutau să-L complacă pe Dumnezeu. Dar de fapt lui Dumnezeu nu-i trebuiește asta. Dumnezeu are nevoie ca noi să conștientizăm nevoia de a fi sub arepa Lui, sub protecția Lui. Asta de fapt vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca fiecare din noi, trezându-se dimineața, să înțeleagă dependența Lui de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a împăcat totul cu sine prin Domnul Iisus Hristos. Și interesant că spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni capitolul 5, noi acum studiem acasă și le spuneam chiar la grup, versetul 19 pentru mine este așa un impuls în ceea ce înseamnă creștinism. Pentru că Dumnezeu zice, a căutat să împace totul cu sine și n-a luat în calcul păcatele noastre. Zice, El l-a jertfit pe Domnul Iisus Hristos și nu a socotit păcatele noastre. Nu a luat în calcul că unul e mai păcătos, cu unul e mai mult, cu unul a păcătuit odată, că altul mai multe ori. Nu. Zice, El a dorit împăcarea asta cu oamenii. Și prin asta, și de fapt Dumnezeu este Cel care dorește ca noi să stăm lipiți de El, ca noi să depindem total de El.
Cât suntem în durere, să venim la El. Cât suntem în bucurie, tot la El să venim. Când ne-am trezit dimineața, tot la El să mă gândesc. De multe ori m-am prins la, cu gândul, când m-am trezit dimineața, mă gândesc. Ce am de făcut? Am de făcut asta, 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 asta. Și m-am gândit eu de multe ori. N-am venit înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, ce vrei să fac azi? Uite, eu mi-am planificat asta. Sau de multe ori, planurile care mi le pun sunt pentru, să zic eu, pentru familia mea, pentru anumite lucrări, dar de multe ori uit că ceea ce fac eu sau ceea ce trebuie să fac eu este ca să-i fac voia lui Dumnezeu. Și gândindu-mă la mesajul ăsta, m-am gândit, în ce constă ca să întreacă neprihănirea mea, neprihănirea fariseului? Să fiu și eu ca vameșul cel care se trezește dimineața și zice, Doamne, milă voiesc. Înțeleg că astăzi m-am trezit după voia Ta, prin mila Ta și ajută-mă, Doamne, să fac voia Ta. Ajută-mă, Doamne, să slujesc altora, că asta mă înveți. Ajută-mă să mă gândesc la alții și ajută-mă să caut să fiu plăcut Ție. Și cu siguranță, atunci când caut să faci asta, oamenii din jur văd. Și asta îți aduce bucurie Ție și asta aduce zidire altora și bucurie altor oameni. Vedeți, zice, lor li, ei și-au format, zice, ei n-au cunoscut, versetul 3 de la Romani 10, zice, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună o neprihănire, înainte o neprihănire a lor. Pentru că ei n-au căutat neprihănirea, pentru că ei n-au cunoscut neprihănirea lui Dumnezeu, ei au căutat să-și facă ei un standard, să împlinească un standard și cu asta să fie satisfăcuți. Ceea ce vreau zic că nu trebuie să mă satisfacă faptul că vin duminica la biserică, că vin marța la tineret, că vin joi la închinare, că particip într-o lucrare cu asta. Nu asta trebuie să-mi aducă satisfacție. Nu împlinirea unor reguli sau standarde trebuie să-mi aducă satisfacție. Nu. Bucurii trebuie să-mi aducă faptul că eu fac voia lui Dumnezeu și că sunt neprihănit în ochii lui Dumnezeu. Și de fapt de acolo vine fericirea mea. De acolo vine și fericirea și atunci când caut să fac voia lui Dumnezeu, cum a promis și Domnul Iisus, zice, mă așteaptă împărăția cerurilor. Știu că, interesant, mai spune tot aici la Romani, versetul 8, ce zice neprihănirea, sau neprihănirea dată de credință sau prin credință căpătată. Ce zice ea? Deci, cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care noi îl propovăduim. Deci, cuvântul trebuie să fie aproape de mine, în gura mea și în inima mea. De fapt, neprihănirea, la baza neprihănirii care scapă prin credință, este cuvântul lui Dumnezeu. Care zice, trebuie să fie în gura mea și în inima mea. Dorința inimii mele, ca să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, și ca să îi fiu plăcut lui Dumnezeu. Asta lipsa fariseilor. Ca cuvântul pe care el cunosc să fie în gura lor și în inima lor. Pe gură era, pentru că am văzut că ei foarte bine condamnau oamenii care nu trăiau potrivit legii. Dar era cuvântul ăsta în inima lor? Asta e întrebarea. Pentru că dacă cuvântul nu e în inima ta, riști să devii mândru. Riști să-ți satisfaci ție anumite lucruri, să fii mulțumit cu faptul că vii la biserică, să fii mulțumit cu faptul că îl slujești pe Dumnezeu, dar să nu fii niciodată dependent total de Dumnezeu. Ceea ce ne lipsește nouă de multe ori este gândul ăsta de a fi dependent totdeauna de Dumnezeu, de a înțelege că Dumnezeu m-a împăcat cu El, de a înțelege că Dumnezeu, împăcându-mă cu El, nu a luat în calcul păcatul meu. Zice, l-a șters, mi-a întins mâna să mă împac și nu mi-a socotit păcatul. Și eu, la rândul meu, trebuie să fac și eu lucrul acesta, cum spune și Pavel bisericii din Corint, că noi căutăm și ne silim să facem următoarea. Zice, rugăm oamenii să se împace cu Dumnezeu. Ne silim și învățăm oamenii să se împace cu Dumnezeu. Un exemplu în ce ține sărac în Duh este și Domnul Iisus Hristos. Ca și om și Domnul Iisus, fiind
având chip de om, și Domnul Iisus zice, a trăit sărac în Duh. La, tot aici la Filipeni, capitolul 2, de la 5 la 8, spun în felul următor. Apostolul Pavel îndeamnă biserica din Filipi să aibă gândul lui Hristos. Și el explică în ce constă gândul ăsta lui Hristos și de fapt asta și arată ce înseamnă să fii sărac în Duh. Și zice, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Interesant că Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, când s-a întrupat, el zice, s-a gândit și nu s-a putut compara, zice, s-a gândit că un lucru de apucat nu poate fi deopotrivă cu Dumnezeu. Deci el, fiind om, nu poate fi deopotrivă cu Dumnezeu. Și el zice, s-a smerit și smerenia lui s-a văzut prin ascultarea lui de Dumnezeu până la moarte. Ca și om a trăit în ascultare de Dumnezeu, până la moartea sa fizică. Și noi știm cu toții că Domnul Iisus, ca și om, înainte de răstignirea sa, vă amintiți în grădina Ghețimani, gândul ăla la Matei 26, când spune acolo, zice, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, dar totuși, zice, facă-se voia ta, nu voia mea. Domnul Iisus, ca și om, a ajuns la o etapă când zice, Doamne, dacă e posibil, Tată, îndepărtează, dar totuși facă-se voia Ta. Domnul Iisus, ca și om, întru totul a căutat să facă voia Tatălui. El a căutat să facă voia lui Dumnezeu, el a fost ascultător de Dumnezeu și ascultarea asta a fost până la moarte. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem dependența asta de Dumnezeu. Să înțelegem că ceea ce facem trebuie să facem pentru Dumnezeu. Și noi, de fapt, îl slujim pe Dumnezeu numai prin mila Lui. Și noi astăzi suntem împreună cu voi la închinare numai prin mila Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a folosit la vremea potrivită oameni care ne-a spus Evanghelia. Noi am crezut și avem făgăduința Lui Dumnezeu pentru că am crezut, am primit Duhul lui Dumnezeu și astăzi împreună venim să ne închinăm înaintea celui care ne-a iertat. Și Dumnezeu așteaptă ca dependența asta, sărăcia aceasta în Duhul, să nu fie numai la momentul când te-ai întors la Dumnezeu, ci asta să fie o dependență pe parcursul vieții noastre. De fapt, asta le lipsește fariseilor, dependența de Tatăl, conexiunea cu Dumnezeu totdeauna, atitudinea asta de a fi plăcut lui Dumnezeu. Ei căutau să fie plăcuți unii altora. Asta era dorința lor. Aveau un regulament, un standard și căutau să fac standardul ăsta și să fie plăcuți unii altora. Dumnezeu cere ca noi să fim plăcuți Lui. Și atunci când Domnul Iisus zice, dacă neprihănirea voastră nu întrece pe cea a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și m-am gândit, cam prea dur, nu știu cum Domnul Iisus o iei de la început deodată. În primul său mesaj, el zice concret, voi trebuie să aveți o neprihănire care o întrece pe a oamenilor ăștia. Am văzut despre oamenii ăștia că erau oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu, oameni care se închinau lui Dumnezeu, dar totodată oameni care nu căutau să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Sunt oameni care nu căutau binele aproapelor, ci mai degrabă se comparau cu ei, îi judecau, îi condamnau și ziceau, se credeau mai buni ca ei, prin felul cum se închină. Dumnezeu să ne ajute. Acum suntem mulți, cum și-am spus la început, suntem diferiți. Dar toți am venit să ne închinăm lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca să căutăm să fim plăcuți Lui. Să nu mă uit cum slujește unul, să nu mă uit cum se închină altul, dar să caut să fiu plăcut lui Dumnezeu. Pentru că asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Și așa cum spune Domnul Iisus de la început, sunt fericiți oamenii care trăiesc așa. Și numai că fericiți, dar zice, a lor este împărăția cerului. Și cu siguranță fiecare care se află aici dorește să fie în împărăția cerului. Și eu și fiecare din voi, dorința noastră, noi trăim cu nădejdea asta, că într-o zi toți
vom fi în locul pe care îl pregătește Domnul Iisus, locul promis, și acolo va fi răsplata noastră pentru credincioșia noastră. Dumnezeu să ne ajute să trăim în ascultare de El, Dumnezeu să ne ajute totdeauna să ne vedem starea noastră păcătoasă și să înțelegem necesitatea de a cerși milă de la Dumnezeu, de a avea, de a fi totdeauna sub protecția lui Dumnezeu și de a face totul pentru Dumnezeu. Vreau ca să vă gândiți la câteva lucruri în această zi. De fapt, care este atitudinea ta cu privire la slujirea pe care o faci? Care este atitudinea ta cu privire la oamenii cu care le slujești? Care este atitudinea ta față de oamenii cu care vii la închinare? Vedeți, aici au venit acești oameni, au venit cu același scop, să se închine înaintea lui Dumnezeu, numai că închinarea lor a fost diferită. Unul a venit mândru cu să-și prezinte raportul de realizări înaintea lui Dumnezeu și altul a venit ca să-i mulțumească lui Dumnezeu și ca să-i arăte starea lui de om dependent de Dumnezeu. Vreau ca să vă gândiți de asemenea și la atitudinea pe care o ai cu privire la relația ta cu Dumnezeu. Să vă gândiți bine, de ce fac ce aici fac? Cum le-am spus așa la fete, la Rusca, ca să înțelegi bine în ce îți pui tu prioritatea, ia-ți o foaie și un pix. Și gândește bine la lucrurile pe care le-ai făcut tu azi. Fă-ți o listă cu ceea ce ai făcut sau ceea ce ți-ai planificat să faci. Eu. Și atunci o să înțelegi bine ce urmărești tu, o să înțelegi foarte bine ce cauți tu și o să înțelegi bine ce ești tu. Ești un fariseu sau ești un vameș? Atitudinea contează. Dorința și la unul și la altul este să se închine lui Dumnezeu. Dar felul cum o fac este diferit. Domnul să ne ajute ca totdeauna să păstrăm atitudinea asta de smerenie, care am văzut-o la Domnul Iisus, atitudinea asta de ascultare până la moarte. Dumnezeu să ne ajute să ne gândim totdeauna unii la alții și cum să ne slujim unii altor. Și așa cum a promis Domnul Iisus, în prima fericire veți fi fericiți și veți vedea împărăția cerului. Asta este esența primei fericiri. Să arăte dependența noastră de Dumnezeu și să ne, totdeauna să ne facă să ne gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și să slujim la alții.